Drumul de pe strada Morii este un adevărat dezastru privind gropile și denivelările care sunt în asfalt. Lipsa marcajelor este și ea o problemă, deoarece marcajele care în mod normal ar trebui să fie prezente pe drum, se pare că lipsesc cu desăvârșire. Ne aflăm pe strada Morii din municipiul Zalău, iar după cum puteți observa și dumneavoastră, iată că gropile și denivelările care sunt pe această stradă sunt un adevărat coșmar pentru toți șoferii care circulă pe aici. De exemplu, ce să spunem și despre marcaje? Marcajele sunt inexistente pe această stradă pe care se pare că circulația este foarte densă. Gropile și denivelările de pe strada Morii sunt o problemă pentru toți șoferii. Aceste grope ar trebui astupate cât mai repede cu putință, iar problema denivelărilor ar trebui rezolvată și nu lăsată în voia sorții. Însă problema marcajelor nici ea nu este de neglijat, deoarece marcajele ar trebui să existe pe orice șosea, mai ales pe cele circulate foarte des, precum este și strada Morii.